Întreb întrebări și idei cum. Ce înseamnă documentele astea? Chiar că o să vă spun ce înseamnă. Ne judecăm că de atâta că nu trăim aici, ne ducem de aici. Cine, vecinul așa zice? Nu, așa nu. Dar ia, pot. Pot până n-aș da primul bărbat. Dar și nu-i convine? Nu-i pământul dumneavoastră aici? Ei ieși cu pământul, dar nu-i convine de atâta că o zis că străiesc singură. Străiesc singură și fără dânsul. Ai, dar și nu-i treaba lui, e treaba mea tale. E treaba mea, că eu așa am vrut că sunt trăiesc singur, că s-am ajuns așa, că mă, el, deși îi zic tata, că el pe mine mă păzești, el pe mine mă, da, mă păzești ca, ca un dat chiar fix. Dar bun, și nănașul ce treabă are? El are treabă, nu trăiesc cu el, a vrut că să mă ajute el și să aibă mintea lui, cum o pornesc. Povești. Bun, și v-ați plâns la poliție sau unde v-ați plâns? Da, ne-am plâns de la început, ne plângem, ne plângem. În fratele ei, eu trebuie să le vadă și au venit la poarta lui și spune, zice... Și fratele meu, ia ca pe știu casă-i părinții mei. Gădionele, dacă am mai pus la cale și ți-ai le vadă, scoate-mă. Și l-au pus la cale fratele meu, ți-ai le vadă. Un rând, trei rânduri aveam și unul l-o tăiet. De atâta că știu rău și cu fratele, nu tocmai cu dânsul, ca nănaș. Și mi-a făcut ca când probleme sunt, n-am viață bună. Asta nu-i viața, asta e chin și năcață. Asta e un libru care nu-ți mai poate nimeni înțelege. Coteala care? I-a trimis la Dodon despre cazul ăsta, mă tale? Am scris deci, la Dodon, am scris. Și nu răspunde, da. Cum? Am scris mai înainte, ia că am și răspuns. Și eu lăsam documentele tot acolo la Dodon și Dodon nu i-a mai dat niciun răspuns. Nici mi-a dat una rodică. Poate și dă raionul atâta. Comerzan și el și dă-mă. Și dă raionul. Ia de carte și el anță. Mamă, ies aici. Ai de cărți. Am, dar pe 70 ani de zile. E că Alexandru... Rodica Camerzan, șefa secției de petiții. Da. Alexandru Șaban, cum e ca Levada, cum eu... Ăsta o dat-o, mă, s-o fotografiat, tot. Dar mă, tău, și n-ai scris esența problemei, dacă ea cere după ce esența problemei. Dar păi e, nu mor, e bat joc, știi? Fotografiat-o, mă, s-o dat-o, și-am venit-o mie pe data de 16, și după ce vă cunoască, nească, nică. Unde îți vă duceți pe 16? Cu Levada, da, mă. Cu Levada, cu fratele. La judecată sau unde? Da, chiar la judecat și ne judecăm. Chiar că am dosare... Da, nu ne judecăm, ne judecăm, am dosare contravizionare. Am mai scris, chiar de plicușeala pe unde a fost telefonul, adică este plicușeala de la procuratură. E ca asta pe 26. În februarie ai scris lui Harunjen, da, procurorul general. Da. Și ai vreun răspuns? Da, da, plicușeala mare unde, adică. Tu pe 26, ia că trebuie să te duci iară. 26? Da. Dar și dosar contravențional aici? Au zis că l-am bagicurit pe primarii, l-am bagicurit pe primarii, dar primarii au spus că în față nu, dar i-a spus cineva. Că cineva i-a spus că eu l-am bagicurit. Și pentru asta ți-a pus amendă? Pentru da, calomnie sau și, da. Sau injurie? Sau... Da, nu o sugerie, lei, da. Dar el spune că în față nu m-a bagicurit, dar cineva i-a spus. Dar este legile și anus. Eu sunt nepot de procurorul Republicii și... A zis că eu știu încă de ce... Da, da, e cam tras de păr dosarul ăsta. Da. Și n-ai plătit amenda, nu? Încă n-am plătit. Normal. Că că de... Mă parte pe drumul, dar la, din 70 la curtea de apel două ori a fost. Dar curtea de apel îl întoarce înapoi în Răzăr. Dă-ți nu le amestecăm. Dă-ți nu le amestecăm, asta e mie. E amatare, dar tot cu numele lui. Da, da, tot e cu numele lui de atâta, dacă, pentru că el e vinovat, că este așa, că am el duci cont de tăcere. Și mai avut amenzi de astea? Da, ea care să nu mă dosare cont. Și m-a catat și pentru de pușcă și tăta, ai să spune că am dar pușcă. Dar cu pușcă și? Ei, am că de ții pușcă ilegal, da? Da, au zis că ăsta... Au pus în două chetere una pe alta și au împușcat în o gradă și au făcut așa, zarvă că... Ce copchii, știi că se joacă copchii. Și au venit și ne-au controlat de pușcă. O petardă era, cred că, sau ceva. Da, o, așa o pun, ca copchii. Și apoi este la schetele de sapet, știi, ia scari. Da, da, da. Și ăsta, și pui două chibrit, acolo, și el așa, da. Pui hârtie și pui sârnicul, faci, pouc, dar ăsta se cheme. Asta făceam noi când eram copchii cu jitile blam. Eu zic că astea timp de atâta nevoie și de atâta în acas, că dacă nu ne dai pași străiem cu dânsa, dacă... Ei zis, mă, dacă ai să-l împuști? El. Că astea timp pușcă. Și el a pus aici două una pe șteau, dar cum a pus el și-o... Dacă aici trebuie, poate stățele sunt care... Poliția de ăsta și m-a controlat tot, i-a scos de pe tot locul. Și n-o găs. N-o găs, nică. N-o găs, tu o oameni. Dar o pușcă așa, o...
Și chiar dacă așa vie, dar n-am, da. Atunci când a venit tata, pe 3 luni, omniș ne-a pușcat în ogradă. Da. Cine? Da, unde? În sat? El, comisarul de poliție. Omul ăsta și-a proiețile fiecare pe ogradă. Comisarul de poliție cu mașina lui neagră, care un țar a dus în ogradă și a închis porțile. Și după aceea, un pușcat la noi în ogradă. După ce a fost comisarul. Din ogradă tras sau prin ogradă trecut glonțul? Din ogradă la noi, dar comisarul a fost, ascultă-mă atent. Urnit aici comisarul ăsta nou, primăria la Răzâna. De la Răzâna, îi zice un băștruc, el e tânăr de tânăr. Tânăr, dar și familie. Da. E botea. Și a intrat la dânsul ăsta, a închis porțile cu mașina mea, a ieșit. După aceea au trecut două zile și a împușcat în ogradă la noi. Asta era după 7 toamna, de-a mai întâlnit. Și crezi că a fost? Cine crezi că a fost? Poate tot niște copii s-au jucat cu copetarda. Nu, nu, nu. Iar mă spuiți de pijacul mă s-a pălit încolo. S-a auzit glonțul cum trece pe ogradă. Da, da. Duceam și așa mai împușcă un raz. Și eu cu gâmbești. Dar cine a zis asta? Eu am zis. Ai, crezi că o să mai împuște o dată și ai fugit? Da, duceam și așa mai împuște un raz. Și eu cu gâmbești. Eu cu gâmbești, dar eu am rămas în prag. Zic, să vorbele și așa. Cum aș fi... Și-am schemat poliția. Și nu știți cine a fost și ce-a vrut. Nu știu, dar am plecat și fratele primarului, că ăsta atât, dar a venit ăsta, sectoristul, el e de la Peștea și mama primarului tot din Peștea. Și se vede că s-o găsă din neamul și-o spus, dar păi el are acolo cu tractor, dar și greu de ieși a dus să... Să-i pușcă în dragul. Și povestea lor, să le iasă lor. Da. Dacă dacă se este cum livada, cum poliția a venit. Și-a scris la mărire atunci de împușcătura aceea și ședem așa cu grijă, el s-a dus la spital, zic, măi, ați vii iar așa să împuște. Dar nu am împușcat aici, dar am împușcat mai încolo, știe, cu coroade așa, că aici la noi suntem la margini. Și-a împușcat tot așa și îi spunem la femeile și le-a zic, fatu, ia ca așa, a fi cum ne vulpe la noi așa, dar la mătă nu a fost. Ca când mă liniștească pe mine... Dar bun, și dacă vine vulpe acestea, puși să-mi puște în sat, că poți să omori oameni întâmplători. La ora 11 și noaptea. Da. A, noaptea încă. Noaptea, da. Ia că au făcut dosarele contravizionale poliția. Cui? Nouă. Iar? Da. Te-am și mai greșit. Păi atunci, ia că listă. Eu m-am dus din arhivă, din poliție și le-am scos. Pentru calomnia în jurii la adresa primarului, da? Două contravizionale, câte 900. Eu trebuie că când îți plătesc 1800 de lei. Oho. Că eu sunt stare bogat. Avem o cruce la colț acolo. Eu dacă deschid ușa asta la săraie, pui iasă câte 100 de lei. Ce treabă are crucea cu asta? Crucea și eu trebuie să ne-o punem cu iehoviști. Și în colțul este iehovist, pușa este iehovist și orsul tot el. Dar crucea trebuie coordonat cu primărie, nu pui când vrei la intersecție. Da, trebuie să coordonezi cu primărie. E o gradă la mine, nu e... Ai în grădină la mata? Da, da, nostru, zici că eu nu o punești. Dar eu am chemat oamenii și am pus-o. Că aici avem un grădină, aici, la gradă, nu-i în drum. O chicat un om în lucnița asta și ne-a sfătuit cu lumea, zici că eu crai, mă taie și o pune, că așa ți-i dat. Poate să aprochești copiii și a venit și așa. Și aici v-am amendat pentru că ați pus monument ilegal. Da, da. Și v-ați judecat? Da, ne judecam și amul. Încă nu s-a terminat. Da, nu s-a terminat. Și am un pidomul. S-o scot și gata, ia că-ți vă uitați. Trebuie să fotografiați. Da, da, neapărat. Noi vrem să o facem chiar omenești, că avem un preot la Sfânta Vineri și a zis că noi venim acolo cu ochiul și o facem toți, că văd că sunteți al Dumnezeu. Și trebuie să faceți omenești. Și el zice că să o pun. Dar eu zic că o pun, că e casa mea. Eu vreau să o pun și gata. Și am pus cum ți-ai pus cerbii ăștia pe casă, așa poți să-ți pui și crucea la curb, la colț. Da, dar să nu fie în drum. Cerbii de 43 de ani, dar crucea mea de 3-4 ani. Îi trebuie... Acele două cărți care le port cu mine și fotografiile și tot, mai este. Acele două cărți. Tate și e doamna Stiela, cum îi zici tata familiei? E avocat de stat sau ați angajat-o cu contract? Lefter. E de stat, doamna Stiela. Pentru că sunteți pensionar și aveți venituri mici. Care da. Vei, de la Răzână advocatul, vei. Advocatul Stiela Lefter a spus așa, că tu se-mi plătești pentru muncă, dar noi nu vedem potrivit livada. Nu, eu nu văd nică pe ăsta, că vă zic că își pune Aurel Gonciar. Dar pentru muncă trebuie să-i plătești în baza contractului. Ai contract cu ea, scrie acolo? Da, am ea ca contract, dar nu l-am scos. Că vă zic că e dreptatea ales care e potrivit livada. El e cu drept, nu e potrivit livada. El e drept, dar noi nu suntem. Păi avocatul nu garantează că îți câștigi procesul. Încearcă să te apere cum poate. Păi dacă nu, Radia, mă zic că eu nu iese nică și nu, dar ei se-mi plătesc pentru că am mușit, dar pentru că eu mușit e... Dar să vede, da, și încă una mai este la mijloc, este una așa la mijloc. Că a zis că aici care trotezi fratele tău, Livada,
el nu e numai decât să arăte la judecată, că el are susținători advocat. Dar tu la și ești advocat dacă tu i-ai făcut un document, că trebuie să-mi plătească 76.000 pe livadă, cotet, livadă, roada, ai pus pe atâția ani. Tu dar la și ești tu advocat, nu ești susținătorul meu. Și aveți judecăți după judecăți. În fiecare lună mergeți la Răzena ori la Chișinău. Da. Curtea de apel e la Chișinău. Da, curtea de apel la Chișinău. Și trebuie să dau 100 ceva de lei. Numai pe drum. Pe drum. Și din afară mașutcă. Și din afară că eu sunt la Costele. Eu mă țin am moleac așa că, mă rog, dar când sunt eu, ia că Costea așa de acolo și cârra. Și de pisașie cu greu. Eu mai departe nu pot. Eu mă scapă de asta. Pot să mă pălesc cu capul de bardiuri, de pământ. Mi-am mai prins niște leacuri și poate mai întărești. Da. Am ajuns. Și când am ajuns, s-a spus așa, a fost bătut, ia du-te așa, adă fotografiile și ele, sunt acele două cărți care cu rugăciuni, adă să vadă omul cum a fost bătut. Te lasă rugăciunile, te-ai judicat la Curtea Supremă? Da, da, și ai pierdut, și ești nemulțumit. Și mi-a răspuns, domnul Slutu, spune, bă, dar prost că nu șezi la pat. Adă fotografiile. Judecătorii, așa ți-o zis, dar și-ați discutat? Dar, bă, la Curtea de Supremă a spus, bă, dar prost că nu șezi la pat. Eu am fost îngerat, bătut, ca să vă arăt fotografie. Ați avut și așa incidente cu vecinii da, sau cu da, da, ca cu fiorii adibirului ăsta de alături care cu gardul de ceasă. Ia că este. Ia că să lăsă și zi. Și nu le-au găsit pedeapsă, nu le-au nu, făcut nu, nimic? Nu, 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 au plătit bani 60.000. Pedeapsă? Ca și cum nu, o plătit 60.000 la procuratură. Dar de unde știi că o plătit? Păi el s-a lăudat în sat și a spus lumea că eu am plătit. Îi dai istichipul omul când dă mită să laudă în sat. El a spus că boul ăsta de la Scorțenia să-l distrug cum știu eu, că eu am putere în procuratură și ăsta. Și-am dat banii. Și-a spus, vede că s-a dat banii. S-a închis dosarul penal, da? Da, s-a mântuit tot. S-a închis. Pentru bataie, pentru tot, da? Da, ea că ești tot scris, ești tot este. Numai trebuie să le punem de rând, să le stăm așa la masă, ia că aici e eu, aici e lor, aici e eu, aici e lor. Păi, dar pe asta trebuie să arăți în instanță, eventual, să plângi la CEDO, după Curtea Supremă puteai să plângi la CEDO, nu? Păi, scriu la CEDO, dar și vor, ia că aici sunt toți hărțoagile astea care sunt și mai am încă, mai am, te pus așa de astea toate. Am scris că la procurorul general, e de ora de astea urgent, nu e nică. Am mai scris două materiale puternice, le-am scris la președintele ăsta Dodon. Și de atâta Dumnezeu îi dă așa, pentru că eu m-am așteptat ceva, să am ceva de la Dâns și Iisus. Amu când am fost la procuratură și tot este o femeie acolo cu mânți la intrare, așa, zdravă, e groasă, poate să stie aproape două scaune. Dar m-a dat și ai scris la președinție. Zic, da, la aparat președinției, da, am scris, apoi și-a fost la noi. Și-a trecut o săptămână, și a avut pe radio, la buletin de știri, Teo Cărnaț, a scris un cetățean a Republicii Moldova. Nu, el e simplu, dar a scris așa de tare că nici lezvia nu putem să o punem pe cap, așa ne-o tuns, ne-o berberit, că capul a rămas lâs. Și crezi că Cărnaț grăie despre mata? A p-a spus un cetățean, eu m-am simțit că sunt eu aici. Și pe urmă trece o săptămână și Victor Juc spune, a scris un cetățean a Republicii Moldova, e simplu. Dar au scris așa niște materiale pe noi nu ăsta. Le-am pus poeziile. Eu le-am spus poeziile cum nu pot lupta nică. A, scrii și poeziile despre da, situația asta. Da, i-am spus da și răspuns le-am. Nu citește. Aici? Nu aici. Păi, cărțelii cele miele două care ești cu cartuși pe care îmbla răzână. Aha. Așele adă-ne încoace. Sărmănelul Ruschivan ne-a învățat să portăm pe umeri în un cap darbostan, să ne culcăm pe pat de van cu femei frumoase și plăcute, ca să ne dea dorul și gusturi multe. Dorul și gusturi multe de tehnicul și instituții să vorbim vorbi multe și mărunte, dar azi noi proști nu ne dăm seama ce ne stă în față și în frunte. Cu învățământ de academie să fim puternici în hoțâie și cu diplome de doctor în știință nauc, adică nauc, dar nauc eu am, să fim oameni de bucluc. Oameni de bucluc, tare rău ne mai conduc și pe gura radiului dau vina pe cadrul Tiraspolului, of, of și iară of. Aceștia care spune că separatiștii de la Prinistrovia.